O altă reuniune esențială astăzi este a doua zi de întâlnire a miniștrilor energiei din cadrul Uniunii Europene. Se întâmplă la Praga. Scopul evenimentului este de a discuta despre modul în care Uniunea sprijină tranziția energetică în Balcanii de Vest în contextul agendei verzi și de a prezenta oportunități de afaceri și investiții în regiune. Războiul din Ucraina a adus în discuție o problemă extrem de delicată pentru România. Independența energetică. România este al doilea cel mai mare producător de gaze naturale din Uniune, după Olanda. Cu toate acestea, este în continuare dependentă de gaz de import. Dezbat subiectul împreună cu Daniel Pintilie, expert în energie. Bine v-am găsit, domnule Pintilie. Bun găsit. Din toate discuțiile pe care le-am auzit în ultima vreme, pare că energia nucleară ar fi o parte din soluția, pe termen mediu cel puțin. De ce nu este menționată în strategia Uniunii? Așa este, energia nucleară pare să redevină în atenția strategiei energetice europene. Probabil că ce vom vedea în perioada următoare este o reintroducere parțială, cel puțin, a acestui subiect în agenda de lucru. Mă aștept să vedem mai multă atenție felului în care energia nucleară va fi integrată în politicile energetice ale fiecărei țări. Domnule Pintilie, în cât timp ar putea Europa, Uniunea Europeană, să-și dobândească această independență energetică la care râvnim, pe de-o parte Uniunea Europeană, dar și România? Discutăm despre o situație total diferită, în sensul în care întreg sistemul energetic a fost gândit pe niște parametri care acum trebuie modificați. Este vorba de a schimba în decurs de câțiva ani o întreagă structură de transport a gazelor. Este vorba de a regândi un sistem energetic care a fost, cum spuneam, gândit pe alte baze. Deci nu este o decizie care se poate lua repede și în niciun caz nu e ceva ce se poate schimba peste noapte. Foarte probabil să dureze ani buni și din acest motiv este necesar să se găsească soluții de tranziție către această independență energetică. Vă mulțumesc foarte mult, domnule Pintilie, pentru explicații. Mulțumesc și eu.